sfârșit tragic pentru un bărbat de 73 de ani din localitatea Boldeci-Scăieni, în județul Prahova. Bătrânul a fost strivit de un utilaj de dezăpezire pe care vrea să-l vândă. El a vrut să-i demonstreze clientului că utilajul funcționează. A pornit mastodontul de pe scara cabinei, dar într-o fracțiune de secundă a fost prins sub roți. A deschis pe partea cealaltă, nu partea șoferului, pe partea cealaltă, a săptat canapeaua în sus, a scos un rând de cheie de acolo, s-a dus pe partea cealaltă și a pornit-o. Mașina, utilajul era în mașalie și a plecat cu el. Și probabil a vrut să oprească sau să scoată din viteză și a tot mers. Mai mulți localnici de la un magazin din apropiere au sunat de urgență la 112. Bărbatul a murit însă aproape instantaneu, strivit sub greutatea utilajului. A venit salvarea și ce domnule, aveți, e mort. Din primele cercetări a rezultat faptul că este vorba despre un eveniment rutier produs pe fondul neasigurării corespunzătoare a unui autovehicul. Oamenii legii au deschis un dosar penal după tragedie. Trupul bătrânului a fost dus la serviciul de medicină legală pentru necropsie.